Bună ziua, bună ziua și bine v-am regăsit aici la un nou vlog cu o bicicletă electrică de la Devron. E o bicicletă. Eu sunt mulțumit de ea. Sunt mulțumit de specificațiile ei, cum merge bicicleta, cum se mișcă cum se mișcă ea pentru oraș. Dar pentru drumuri accidentate, vă spun că e super bombă. E o bicicletă cu o furcă de 100 de milimetri, asta de aici, are un blocaj la chestia asta care eu, la mine a dispărut, m-a iertat, trebuie să o caut, să o cumpăr, din nou. Dimensiunea de roată, e de 27,5, ghidon MTB al 325 BT. Dumneavoastră vă știți mai încolo, mai căutați, că nu prea le știu eu așa bine bicicleta asta 100% cap-coadă, nu știu pe de rost. Am de un 2 ani, 3 ani aproape, dar să știți că n-am desfăcut un 4 să văd ce conține, ce face, ce trege, ce are, ce nu are. Include șosonerii care aia, i-am scos-o, că nu-mi plăcea, s-a auzea pe aceea aia, ping, ping, ping. Așa. Hai să vedem ce mai conține. Manșoanii. Deci manșoanele sunt de XH G91 BL, lungime de 135 mm, da? Deci e bună pentru ca să ții bine mâna. Dacă ai o mână mai lată, e mai bună. Materia din aluminiu. Dacă îi dai bateria jos, e ușoară. Dacă îi pui bateria, știți cum e? E cam cum te-ai pune un sac în spate, cu ciment, și mergi cam greu. Când ți-alea, știi cum e? Zbori. Cam așa e. Modelul de anveloc e UATB. Ia, mai avem? Da, mai avem UATB. De 27,5. Model butuc față. Avem un butuc în față. Ăla din față. E așa. Un 041DS aluminiu onodizat negru cu 9x108 cu 110 mm 36H. Asta nu știu ce înseamnă, să vă zic vouă acum. Nu știu ce înseamnă pentru voi. Nu știu ce înseamnă. Nu știu pentru mine ce înseamnă asta. Model de așa, butuc spate cu motor de 250W, deci are un motor pe spate de 250W. Eu vreau să caut cu unul de 500W, dacă era. Am mers de 250, mă mulțumesc cu atâta, că e destul de bună. Nu spuneți că am fost la un drum lung și asta a dus 100 de km fără supul la încărcat. Deci vă dați seama, dar am mers în treapta a treia. Dacă vedeam în treapta a cincea, eram de mult mâncat bateria. Am fost la un drum lung, undeva prin zona, nu mai știu exact, la Parava, pe zona aia, Bacăului. La Bacău, la Parava am fost. Calculați, dus întors. Cât e la Bacău până la Parava, dus întors. Cam atât ai. Hai să mai prezint ceva la ea. Ce mai are, în afară de frână. Motor spate e-bike ETM, M2, 10W, cu 350 de, nu știu, 10W cu 36V. 36H, OLD 135. A, 135 mm. Asta nu știu așa bine specificațiile ei. Dar e o bicicletă destul de bună. Ia uitați aici, de acolo, i-am aranjat-o, am curățat-o. E o bicicletă destul de bună pentru oraș. Și dacă sunteți pasionați de ciclism, puteți să mergeți cu ea și pe păduri. Dar nu știu dacă se poate urca și cu ea pe munte. La cât e de grea, pe munte e cam grea. Model de frână, la Tecro. Model de frână foarte bun, la Tecro HD T275. Sunt niște frâne foarte buni. Să știți că își fac treaba, dar bicicleta asta are o furcă pe hidraulică cu frâne. Cu frâne hidraulică și furca nu mai știu pe ce. Pe aer, furca e pe aer, mă scuzați. Da, furca e pe aia. Da, e destul de ok bicicleta.
Model de lant. Păi, KM X9P12, adică nu știu ce înseamnă 1-2, cam așa, pentru mine. Nu știu ce e aia, 1-2. Așa, hai să vedem ce mai avem, ce mai conține bicicleta asta. Că e o bicicletă destul de bună. Numai că am mai avut o mici incidente cu ea, partea a doua. Dar e o bicicletă... Asta e, bă, asta e tank. Dacă vreți să iei un tank, ia Devron Riddler. La Devron. E cea mai tare bicicletă de pe piață. Adică modelul ăsta, modelul ăsta de la Devron Riddler, asta s-a căutat, nu de la Devron, Devron Riddler, aia s-a căutat, că aia e cea mai șmecheră bicicletă, care am putut să o văd eu. Deci, model de manșoane de la Shimano, altul Swift Lever, model de pedale, avem niște pedale, uitați-le aici, dar nu mai umblu acum, poate să cadă bicicleta. Abia am găsit cum s-o prind. Model de pedale V component VP470, adică sunt cele mai bune pedale, dar prostia e că dacă ai un pantof, ai umbli cu niște Adidas mai moi, trebuie să iei niște Adidas nea de munte, ca să poți să mergi bicicletă. Niciodată să nu iei Adidas care mergi pe stradă. Știi că aia ți tai imediat. Mai bine iei un perechi de Adidas, n-aia mai sport. Ca să puteți face treaba bună. Model de pinioane. Deci, hai să vă dăm și modelul de pinioane, care are. Are 7 pinioane. 7 trepte pe spate și una pe față, adică la o foaie. Foaie pe față și 7 pinioane pe spate. Și la Shimano Acera CS HG201. Speed the Life 1536T. Asta nu știu cum e cu chestiile astea, știți? Nu știu cum e cu chestiile astea. Așa, avem un model de roți. Roțile sunt de la Cerum D32PBM27 cu 536HAV. Nu știu de la ce cu denumirile astea, au niște denumiri ele, dar cum eu nu știu, zic și citesc și eu de pe internet, vă mai zic și eu de la mine ce mai știu eu despre ea. Despre ea mergând în trafic, doar ați văzut-o și în trafic. Cum merg cu ea, cum se comport, n-am avut probleme cu ea. Așa, pipă zoom, zoom TDS D507B 8FOV ISOP. Așa de la, eu așa, șaua e de la OTB Rocker. N-aia nu prea m-a întâmplat eu bine cu ea, cu șaua aia și am schimbat-o. Știi, și am schimbat șaua, că aia era moale, dar s-o mâncat de la soare, s-o jupit și o pe aici, pe margini. Și, bă, dă s-o schimb, ca s-o schimb, că după aia, știți cum e, bă, s-o schimb, ca să arate și ea faină bicicleta. Când un tijă zoom, este o tijă zoom SPC208 cu ISOP, pe 34,30,4 cu 350 mm, pipa. Asta nu știu ce mai însemna chestiile astea, că nu prea le am eu așa, nu sunt prea pe profesionist pe arta bicicletelor, cum sunt unii pe internet, cum e Bucarest by Traffic, cum e, cine mai e? Înțelegeți voi? Tip de frână, frânele v-am zis cum e, frânele sunt hidraulice, cule, șmeche, faini. Transmisia e 2x9, adică 2x9, voi știți mai bine care e treaba cu 2x9, transmisii, nu știu cum, voi știți mai bine. Așa. Asta spune că aici spate, asta poate fi condusă și de o femeie și de un bărbat. Culoarea ei un albastru. Șmecher. Baterii spart. 10,44 mAh Smart Bumps, adică are 11 mAh bateria asta.
care poate să duc, dacă o ții în treapta a treia, poate să duc între, adică am făcut eu testul, în treapta a treia duce cam în 60, 90, cam așa poate să duc, între 60 și 90 de kilometri, dar în funcție de greutatea care o ai. Dacă ai o greutate mare, nu te aștepta să duc 70-80 km. Dacă te duci în 50, maxim 60 de km, să zici blană, să zici mulțumesc. Să zici mulțumesc. Deci puterea motorului, acestui motor de aici, este de 250 W, cum v-am zis eu. E un motor puternic pentru ce poate ea să facă, pentru ce poate să ducă bicicleta asta. Ce poate ea să reproducă. Îți mulțumit de ea. Îți mulțumit tot timpul la voi să purtați o cască. Nu contează de care îi. Ca să vă protejați. Poate fi full, poate fi de la poc, cum are, cum facă, cum au ăștia. Dar pe timp de iarnă recomand o cască în aia MTB, în aia care poți să te folosești pe câmpuri, cu, ca să nu te lovești la față, la aia. Și taxa eco, adică nu plătești nimica, dar ăștia acum, vă duc o fază, ăștia acum au introdus aia, cum îți spune, ieri ce iau pentru biciclete. Ăștia o nebune la cap, bă. O nebune la cap. Mâinii, păi mâinii, ce o să zic? Bă, trebuie să plătești și locul de parcare care îl ai. Bă, asta e, bă, frate. Asta e o bicicletă electrică de la Devron. Știi? Asta e o bicicletă foarte bună. Și pe oraș, pe drum de țară. Da, cam asta... Asta a fost vlogul, cu voi a fost Pavel, v-am pupat și ne vom revedea la următorul vlog, pa, pa! Da, oameni buni, uite aici, am ieșit cu bicicleta, dar hai să vă duc, mă duc o leac pe un drum ăsta așa, ia uitați cum merge, cum e bicicleta, ia uitați, cum duce bicicleta, ia uitați, merg pe drum de nivelat, ia uite, uitați cum e, ia uite, acum trec pe asfalt, a uitat-o. A uitat-o cum merge, bă. Vedeți? Merge destul de șmecher. Bicicleta. A uite. Uite, ne întoarcem pe aici. Și vedem. Dacă ne putem da jos la valia. Da, nu mă dau că sunt pe aici. Butuci, crengi pe aici. Și mi-e cam frică pe aici. Că nu știu cum mă... Dacă era făcut, poate mă dădeam. Mă dădeam, poate. A, uitați, cât de bună bicicleta asta, cum am zis. A, uite, în treapta a treia are 15 km în treapta a treia. Mai mult de atâta, na, nu-ți trebuie. Dacă o dai în treapta a cincea, ia uitați, vă dau într-a cincea, uitați. Uitați cât duce. Ia uitat-o. În treapta a cincea duci de în 22 km în treapta a cincea. Dar eu nu sunt învățat, nu vreau să duc bici, să forțez, să stric, forțez motor biciclete. Că după aia am de băgat bani în ea. Știți? Am de băgat bani în ea. Da? Știi? Știți? Eu nu vreau să bag bani în ea. Nu vreau, că după aia s-o stric și nu mai pot să mai folosesc. Chiar asta eu o folosesc la delivery. Bicicleta asta o folosesc la delivery. A, uitați cum merge. A, uite, deja au adus 4,24 kg. O mers. Am prins 24 la vale. Dacă eram pe un alt, pe un drum mai așa, prindeam mult mai mult. Dar uitați ce bine, se mișcă ea, ia. Stați un pic, ia uitați. Stați un pic să fac o chestie. Ia uitați. Ia uitați. Uite. Ia uitați.
A uitat cum merge. Numai că aici n-am avut eu... Hai să ne dăm leacă jos că n-am avut viteză. Opa, așa. Stai, stai un pic. Ca să mergem, urcăm sus. Că n-am avut o leacă viteză. Că dacă aveam viteză... Da. Bicicleta e ok. Ați văzut cum se mișcă pe denivelări. Denivelări. A, uitat, ai cruau și o groapă, a, uitat. A, uitat. Deci se mișcă destul de bine. E rigidă. Bine că nu-i ceva. Aulii, la la la. Da, e destul de ok bicicleta. Sunt foarte mulțumit de ea. Prețul ei care am cumpărat-o eu a fost undeva la... Pentru vremea ei pe internet nu mai găsesc pe internet, dar poate o găsesc, dar mai greu modelul ăsta. V-am zis, e un tank bicicleta asta, fraților, e un tank pentru ce poate să facă ea. E un tank. Da. V-am zis, e un tank. Păi în jur de vreo 1300 de euro, 1400 de euro costă această bicicletă la ora actuală. Așa costa și atunci. Acum găsit biciclete de toate mâinile, da? Să știți ce luat. Și de unde cumpărați? Cumpărați de pe internet? Să fiți atent când cumpărați. Să trimiți, să duceți la cineva care știe ce conține, ce funcții trebuie să aibă bicicletă ca lumea pentru delivery. Cei care vreți să vă apucați de delivery. Da. Cam asta v-am arătat și cum se mișcă bicicleta. Opa, așa. V-am arătat, acum pe câmp. Aici pe traseu ies la strada principală. Cu voi a fost Pavel. Da, și voi acolo un like, un share. Să vadă și prietenii voștri. Și ce să vă zic? Ne vom revedea la următorul vlog. Pa, pa, fraților!